Este ora 17, bine v-am regăsit. Imaginați-vă o gară plină cu oameni care și-au părăsit casele ca să se salveze de bombe. În dimineață, ei sunt oamenii aflați pe peron. Ei bine, în dimineața asta rușii au luat în vizor această gară, pe peronul căreia se adunaseră peste 100 de civili. Înainte să vină trenul care să-i salveze și să-i ducă mai departe, rușii au atacat cu rachete, mulți dintre ei au murit, sunt 39 de civili morți potrivit ultimelor statistici, printre ei se numără 4 copii, au mai rămas în urma lor, veți vedea imagine, vi le vor arăta colegii mei, niște valize, niște bagaje, ce adunaseră oamenii, ce reușiseră să adune atunci când au plecat de acasă. Cu siguranță nu veți mai fi surprinși când veți afla că Rusia susține că nu este la originea acestei provocări. Este retorica pe care o auzim după masacrul de la Bucea încoace. Deși este vineri și e primăvară în toată Europa, e agitație diplomatică destul de mare. Ursula von der Leyen a luat trenul din Polonia și a mers la Kiev. De asemenea, Josep Borrell s-a aflat alături de președinta Comisiei Europene. Emmanuel Macron a aflat și el în buza primului tur al alegerilor prezidențiale din Franța, care vor avea loc duminică. Vorbește despre faptul că războiul acesta nu se va termina, nu că și-ar face cineva iluzii, nu se va termina pentru că Putin are declamat o victorie pe data de 9 mai. Este victoria care ar trebui să-i justifice rațiunea acestor masacre. Discutăm despre toate la această oră. Îi mulțumesc foarte mult domnului profesor Cristian Pârvulescu, aflat în studio alături de mine. Bună ziua, vă mulțumesc mult, domnule Pârvulescu. Îi mulțumesc domnului europarlamentar Vlad Nistor, care se află în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Nistor, vă mulțumesc mult! Domnule Pârvulescu, retorica Rusiei nu ne mai miră. Astăzi a fost extrem de sângeros acest masacru care a avut loc pe peronul unei gări și încărcat de o simbolistică. Oamenii aceia care sperau să se salveze plecând de acasă au fost loviți în plin, i-au văzut de undeva de sus, masați pe peronul gării, în urma lor au rămas doar valize. Țintă preferată a rușilor sunt civilii în aceste ultime zile. Sunt analiști care se întrec în a spune că e o expresie a frustrării lor pentru că n-au reușit să-și îndeplinească obiectivele, de-aia se răzbună pe civili. Întrebarea este ce ar putea să oprească aceste atacuri asupra civililor? Nimic. Dacă rușii nu vor să le oprească, nimic. Comunitatea internațională nu poate interveni pentru a-i opri. Știți, pe vremuri, acum 25 de ani, exista dreptul de intervenție umanitară, care a fost clamat în Ruanda, apoi în Serbia, și la baza căruia stătea un filozof francez de origine evrească, originar din Brăila, Pierre Asner, care plecând de la Kant spunea în cazuri de genul acesta, în care umanitatea e pusă în pericol, apărarea oamenilor este prioritatea oricărei puteri. Problema este că acum ar trebui să acționăm împotriva Rusiei, care este o putere nucleară și orice atac împotriva sa, conform doctrinei militare, va fi folosit pentru a contracara nuclear. Nu, ne-au explicat purtătorii de cuvânt ai Kremlinului că vor folosi arma nucleară dacă vor fi atacați în interesele lor. Ori în condițiile astea, din păcate, asistăm la aceste tragedii neputincioși, revoltându-ne, pentru că este evident că ceea ce vor ruși și asta de la începutul războiului este să-i terorizeze pe civili. Din momentul în care au înțeles că civilii ucrainieni, nu are importanță că sunt rusofoni sau ucraineanofoni, nu sprijină intervenția rusească, au decis să pedepsească populația civilă. Dar ceea ce s-a întâmplat astăzi depășește orice imaginație, pentru că până acum au spus că nu era adevărat, au negat, avem evidență, dar contează mai puțin. De data asta au atacat un peron dintr-o gară. Este vorba despre cel mai important oraș care n-a fost încă înconjurat de ruși din zona Donbass, de unde oamenii se retrag, autoritățile ruse
au invitat civilii să se retragă pentru că știm că va urma un atac foarte dur. Da, președintele Macron are dreptate, toți analiștii militari indică probabilitatea unui atac concertat vreme de câteva săptămâni pentru ca Rusia să obțină un succes militar pe teren, Mariupol și restul, dar atacarea populației civile este o crimă de război. Deci din acest moment nu există niciun fel de dubiu. Anchetele trebuie să înceapă și răspunderea este a tuturor celor care sunt vinovați. Am vorbit după Becea, am vorbit despre crimele care s-au întâmplat acolo, dar dacă nu se va interveni foarte dur din acest punct de vedere, Rusia nu se va opri. Domnule Vlad Nistor, spuneam că există astăzi la Kiev vizite simbolice, vizita doamnei Ursula von der Leyen, vizita lui Josep Borrell, înalți oficiali ai Uniunii Europene care s-au deplasat acolo pentru a arăta, dincolo de solidaritate, pentru a arăta că va continua sprijinul pe care Uniunea Europeană îl va acorda Ucrainei în arme, în tot ce se poate face pentru acești oameni scăpați de sub teroarea războiului. Dar, înainte să discutăm despre aceste vizite, mi-a atras atenția o declarație a premierului italian Mario Draghi, care spune: trebuie să alegem între aer condiționat și pace. Ori, încă de vreo săptămână încoace, Putin li se adresează cetățenilor Uniunii Europene, avertizându-i că riscă să trăiască vremuri de penurie acută dacă va continua acest război, că ei înșiși, fie că trăiesc la Paris, la Berlin, nu știu, la Madrid, vor simți frig în casă, vor simți că au mai puțin bani în buzunar și că se pot bucura de mai puține lucruri decât până acum. Care ar trebui să fie poziția unitară, justă, corectă a Europei în acest moment? Da, Chiec. Eu, în săptămâna care se apropie de sfârșit, am participat la Strasbourg la o sumedenie de dezbateri în jurul acestui subiect. Cum era și firesc să se întâmple, săptămână care s-a încheiat totuși ieri cu adoptarea cu majoritate covârșitoare a unei rezoluții a Parlamentului European care cere de fapt declanșarea unui embargo total asupra tuturor importurilor de petrol, cărbune, gaze naturale și materiale pentru centralele atomice din Federația Rusă. Argumentul fundamental și votul a fost, repet, nu substanțial, ci covârșitor. Au fost numai 22 de voturi împotrivă și 19 abține. Și aproape 650 de voturi pentru. Ceea ce spune la capătul unei care au fost invocate în puse politice au un plen toate aspectele. Un coleg de-al nostru, Gerea, fără a ne îndemna votăm împotriva. Cred că îi voi ruga, domnule Nistor, spuneți lucruri foarte interesante, dar se aude cu întreruperi. Îi voi ruga pe colegii mei să refacă legătura audio ca să putem auzi tot ceea ce spuneți. Aceeași întrebare pentru dumneavoastră, domnule Pârvulescu. Este în momentul acesta Uniunea Europeană gata să îndure toate consecințele care, probabil, pe termen lung, vor fi din ce în ce mai acute pentru fiecare dintre cetățenii acestor țări? Eu nu știu dacă vor fi atât de acute. Este ceea ce ne transmite Vladimir Putin, dar există soluții. Germania spune, dar nu e iarnă. Germania pe timpul verii și câte vreme e soare își poate asigura din energia solară necesarul pentru funcționarea economiei. Problema este din octombrie încolo. Până în octombrie se pot găsi soluții și se poate încheia și războiul. Problema este, va reuși Uniunea Europeană să fie solidară? Da, Parlamentul European, cum spunea domnul profesor Nistor, acționează ireproșabil. Nu contează minoritățile care sunt împotriva. Sau contează prea puțin.
Numai că avem deja o disonanță, se numește Ungaria. Mai avem o mică disonanță, atacul primului ministru polonez împotriva Franței, Macron, da. Care Franța este o țară pivot. De ce păstrează legătura Emmanuel Macron cu Putin? Pentru că e nevoie de un canal de comunicare, pentru că din această situație se va ieși doar printr-un tratat. Nu știu dacă în câteva săptămâni vreuna din părți va reuși să aibă o victorie categorică. Iar noi nu ne dorim în niciun caz o victorie categorică a Rusiei și vom sprijini din plin Ucraina să reziste. Cât va putea să reziste și cum va putea să reziste este o chestiune care ține de competențele lor. Cum vă spuneam, noi din nefericire nu putem să intervenim. Pentru că sunt destul de mulți europeni care cred că ar fi cazul să intervenim, chiar dacă lucrurile sunt foarte riscante. Oricum, acest război se duce pe nenumărate fronturi. Avem frontul militar, despre care vorbeam mai devreme. Frontul diplomatic, unde Rusia suferă eșec după eșec. Ieri a mai suferit un eșec, faptul că cu un vot atât de clar a fost eliminată din Comisia pentru Drepturile Omului de la ONU. Avem frontul economic, unde sancțiunile noastre, sigur că produc efecte și asupra noastră, dar produc efecte devastatoare pe termen mediu și lung asupra Rusiei. Avem frontul comunicațional, unde Zelenski domină în mod clar de o lună și jumătate comunicarea, iar rușii nu pot să convingă pe absolut nimeni, nu cred, chinezii dincolo de gesticulație sunt convinși că Rusia nu are dreptate. Nimeni, în afară de cele patru țări care sunt de obicei în favoarea Rusiei. Avem deci o confruntare foarte dură și ministrul francez al economiei, Darmanin, spunea în urmă cu aproape 5 săptămâni, când începeau sancțiunile economice, stăm într-un război economic. Suntem într-un război economic. Asta este o realitate și vom suporta consecințele. Așa că cererea Parlamentului European mi se pare justificată, dar statele membre vor trebui să o aplice. Și cum spuneți dumneavoastră, Germania. Dar dacă nu vor aplica, vom depinde... E o mare oportunitate ca Uniunea Europeană, cu sacrificii, să se debaraseze de această dependență de Rusia și să-și câștige, în fine, libertatea. Să devină, într-adevăr, o putere nu doar economică, nu doar democratică, ci și o putere în sensul adevărat al cuvântului. Cred că am refăcut legătura cu domnul Nistor și vă rog să vă reluați ideea, pentru că era interesant ceea ce spunea domnule profesor. Da. Discuția e interesantă, așa cum spunea domnul profesor Pârgulescu mai devreme. Mare lucru nu putem face, pentru că provocarea pe care o avem în față este alternativa vorba lui Joe Biden unui război global și, de ce nu, amenințarea nucleară. Singurul lucru efectiv pe care îl putem face astăzi, ringul imediat, ține de furnizarea de armament, așa zis armament defensiv pentru Ucraina, dar avem și posibilitatea, cum spuneam, mai încercam să spun mai devreme, posibilitatea de a nu mai finanța armata rusă, pentru că noi de fapt asta facem. De la începutul invaziei, Europa a dat Uniunea Europeană a dat Federației Ruse 35 de miliarde de euro și Ucrainei doar 1 miliard. Deci e ca și cum noi am susține invazia prin finanțarea armatei lui Vladimir Vladimirovici Putin. Lucrul acesta nu este posibil la infinit. Este adevărat că există și argumente fundamentale de partea cealaltă. Un argument al unui coleg german mi s-a părut cu adevărat convingător, dar nici măcar el n-a votat împotriva rezoluției. Și anume acela că a doua zi în care boicotul începe, aeroportul din Berlin, de pildă, se închide. E adevărat că o asemenea fractură față de dependența energetică pe care Europa cea are integralitatea ei, în cote diferite, dar în integralitatea ei față de Federația Rusă, ar fi răvășitoare pentru Europa. Eu cred că va veni vremea în care va trebui să căutăm și responsabilii. Pentru că lucrurile țin și de felul în care unii guvernanți, mai ales în cazul țărilor celor mai importante din Europa, nu s-au gândit în ultimii 20 de ani aproape la o asemenea posibilitate. Astăzi însă, rezoluția așa cum a apărut, de fapt, din punct de vedere practic, nu este nimic altceva decât
un semnal dur, dar un semnal politic. Pentru că aplicarea efectivă a sugestiilor pe care Parlamentul European le-a dat ține în exclusivitate, nu nici măcar de comisie, de Consiliu. Deci de toți cei 27 de decidenți care reprezintă statele membre. Domnul Pârvulescu vorbea despre oarece rupturi în interior. E adevărat, Ungaria este un caz totul aparte, recunosc. În ceea ce privește Polonia, ca și țările baltice, din motive lesne de înțeles, aceste țări sunt țările adepte ale soluției celor mai dure soluții împotriva Federației Ruse. Pe bună dreptate, de acolo de unde văd ei lucrurile. Dar e ceva totuși de spus. Securitatea noastră colectivă contează și ea, fără însă a tolera infinit atrocități ca cele pe care le arătați dumneavoastră acum pe ecran, ca cele pe care rușii le-au comis astăzi în Donbass. Și sunt cel puțin 50 de morți. A fost revizuit acest bilanț în creștere, bilanțul morților de pe peronul acestei gări. Vorbeați puțin mai devreme, domnule Pârvulescu, despre nevoia de a înțelege cât mai durează, ce se va întâmpla. Emmanuel Macron care vorbește în fiecare zi cu Vladimir Putin într-un exercițiu de sinceritate. Președintele francez spune că nu e ușor să vorbească, spune că Putin este cinic și că discuțiile au loc într-o notă care e dezagreabilă în ansamblu și nu-i face plăcere, dar că trebuie să continue acest dialog. Domnul Putin, ca să îl respectăm pe Vladimir Putin, are de gând să continue până pe 9 mai această ofensivă. Macron spune că e important pentru el să ajungă în această dată. Dar ce fac? Bun, am înțeles cu toții simbolistica, nevoia lui Putin de a poza cu o victorie în fața rușilor. Și după 9 mai, după ce își va aclama victoria, ce se va întâmpla? Stați puțin. Nimeni nu crede că războiul se va încheia. 9 mai, să le spunem celor care nu înțeleg despre ce este vorba, este sărbătoarea în Rusia a încheierii celui de-al doilea război mondial. Este ziua victoriei. Europenii spun că este pe 8. Este ziua victoriei în Rusia. Vladimir Putin a pregătit acest război minuțios, propagandistic în interior, reconsiderând războiul pentru eliberarea patriei, așa cum se numește al doilea război mondial în Rusia. Reconsiderând participarea armatei roșii, asta face și plauzibilă pentru mulți ruși acțiunea din Ucraina, pentru că este o acțiune, nu-i așa, spune propagandiștii de la Kremlin, o acțiune împotriva naziștilor, o denazificare. Și discursul continuă, în continuare se vorbește despre naziști. Cum nu a putut ocupa întreaga Ucraina, cum războiul fulger nu a reușit, atunci are nevoie de un succes minimal. Și succesul minimal înseamnă cel puțin Donbasul ocupat, din perspectiva Kremlinului, dacă nu și sudul Ucrainei, adică toată zona de coasta Mării Negre. Este un proiect pe care, așa cum spunea mai devreme domnul profesor Nistor, îl știm deja de 20 de ani, Putin îl explică de 20 de ani, numai cei care n-au vrut să audă, n-au auzit. Este proiectul relansării noii Rusii, Novaia Rasia. Putin spune că această zonă aparține în mod istoric Rusiei, că Rusia are drepturi istorice asupra ei, de aceea este o operațiune militară și nu un război. Pentru că este o operațiune pe un teritoriu rusesc. Este o operațiune împotriva celor care acționează împotriva populației ruse. Este o acțiune legitimă și justificată. Așa se și explică de ce populația rusă acceptă ceea ce pare pentru restul lumii inacceptabil. Ura, rasismul rusesc a atins niște cote pe care nu le-a avut probabil nici măcar în al doilea război mondial. Genul acesta de discursuri pe care le auzim în momentul de față sunt înspăimântătoare și le anunță un război de lungă durată. Deci Vladimir Putin, dacă va încheia operațiunile militare, va fi vorba despre un armistițiu în pregătirea unui alt război pe care el sau succesorul său ar trebui să-l continue în reconstruirea puterii imperiale a Rusiei.
Medvedev, pe care eu îl văd deja ca un posibil succesor, fusese scos puțin. Între ei, fusese o rocadă, dar Putin l-a înlăturat din funcția de prim-ministru, mai avea doar o figură, era doar o figură mai degrabă ștearsă, acum revine prin declarații puternice și vorbește despre Euroasia de la Lisabona până la Vladivostok, ceea ce pe unii înspăimântă extraordinar de tare, dar iarăși ideea nu e nouă. Ideea de Eurasia este o idee care este dragă lui Vladimir Putin, care crede că rușii au o formă specială de trăire și că aceasta le justifică istoric și divin rolul civilizator din Europa și ei trebuie pur și simplu să guverneze întreaga Europa, iar noi ceilalți să ne supunem. Domnule profesor, istoria va face plăcere ceea ce voi spune în continuare, o referință istorică. Nu știu dacă în discuțiile pe care le-am avut i-am povestit-o vreodată. E vorba despre un lider fascist belgian, Léon de Grel, care a fost conducătorul Rex, formațiunea nazistă belgiană, valonă, francofonă din Belgia în perioada interbelică, a ajuns general SS, a luptat în Rusia împotriva Uniunii Sovietice și a reușit să fugă din Germania cu un avion la Malaga, trăind până în 1999. Într-un interviu pe care l-a dat unei reviste de istorie belgiană în 1981, rețineți anul, în 1981 spunea: planul lui Hitler era acela al construirii unei Europe, unei Europe adevărate, nu false ca cea liberală pe care o construiesc în momentul de față. Și sper că un general rus va reuși să facă ceea ce noi nu am reușit să facă. Pentru că poporul rus are această menire istorică de a construi o nouă Europa. Vedeți legătura dintre Hitler și Putin pe care o face de Grel într-un moment în care Putin era cineva absolut necunoscut, abia termina cursurile la KGB și era numit în Germania Democrată. E această idee a unei Europe care să fie o Europa statelor națiune, o Europa condusă de o forță puternică, ultraconservatoare. Pentru că știți, vorbeam de Orban. Care e diferența între Orban și Putin? Dar iertați-mă, care e diferența între guvernul polonez în ceea ce privește valorile și Putin? Pentru că guvernul polonez susține același sistem de valori pe care îl susține și Putin. Va trebui să ne hotărâm totuși în Europa ce vrem, pentru că Putin atacă democrația, liberalismul, sistemul nostru de viață și vrea să-l distrugă. Și după ce va încheia armisticiu, se va pregăti el sau succesorii săi pentru ca războiul să continue până când liberalismul și democrația vor fi fost înfrânte. Trebuie să facem o scurtă pauză, auzim punctul de vedere al domnului Vlad Nistor după această foarte scurtă pauză. Vizite importante ale oficialilor europeni la Kiev, domnule Vlad Nistor, vorbeam despre acest obicei deja de a lua trenul din Polonia către Kiev pentru a se feri de posibile atentate pe drum. Este viața acestor oficiali europeni în pericol, în opinia dumneavoastră? Eu sper că nu. Cu toate că nu se știe niciodată, în condițiile în care trăim într-o lume unde regulile nu mai par a fi respectate, niciunele, într-o lume în care se cearcă prin toate mijloacele, cele mai multe dintre ele brutale, construirea unei noi paradigme a relațiilor internaționale, aproape că orice este posibil. Dar vizita Ursulei von der Leyen și a înaltului reprezentant a Kiev au, ca și precedentele vizite primilor miniștri ale Robertei Metzola și așa mai departe, o valoare exclusiv simbolică. Este o modalitate, hai să zicem, personală de exprimare a sprijinului pe care noi prin vot l-am exprimat ieri în plenul Parlamentului European la Strasburg. E normal să fie așa. Lucrurile acestea se vor repeta și intensifica probabil, dar se pare fără niciun efect asupra atitudinii guvernanților de la Moscova. E foarte clar că în acest moment, oricât de consistente ar fi
aceste mesaje nu au deloc, ca și celelalte semnale diplomatice, nu au deloc menirea de a-l impresiona pe Putin. Dar vreau să spun ceva în legătură cu lucrurile pe care domnul Pârvulescu le-a spus înainte de pauză. Și eu sunt absolut convins că nu este așa cum s-a crezut din nefericire în primul moment că ar fi vorba despre acțiunile unilaterale ale unui personaj bizar ieșit în decor, și anume Vladimir Putin, ci este vorba despre un plan de multă vreme pregătit, articulat, coerent din punctul lor de vedere și susținut de întreaga elită politică din jurul lui Vladimir Putin și, de ce nu, din nefericire, cum arată sondajele, de o consistentă parte a populației în Federația Rusă. Da, este interesant să ne uităm puțin, domnule Pârvulescu, la ceea ce se întâmplă în Franța, pentru că domnul Macron, candidat la alegerile prezidențiale, și-a făcut acest obicei de a vorbi cu Putin chiar înainte de primul tur al alegerilor. E un mesaj pe care îl adresează cetățenilor francezi. Nu vorbesc cu Putin că sunt prietenul lui, vorbesc cu Putin că cineva trebuie să-l asculte și nu-mi face plăcere. E convingător Emmanuel Macron, mai ales că acest tur al doilea se joacă între o candidată pro-Putin. Pro-Putin, nu nici măcar pro-Rusia, pro-Putin, clar, Marine Le Pen e asumată și Emmanuel Macron, care până una alta vorbește în fiecare zi cu el, Putin, nu cu Marine Le Pen vorbește, cu Macron vorbește. Nu, numai că trebuie să spunem că în 2017 Emmanuel Macron a fost surpriza neplăcută pentru Vladimir Putin, care a intervenit și în alegerile franceze și avea trei candidați. Fion, candidatul principal lui Partidului Republican. Care a fost și colaborator, adică a luat niște bani de la ruși. La un moment dat, după aceea, dar care avea un fost ministru în cabinetul său, Mariani, care era căsătorit cu o rusoaică, fusese în Crimea și era într-o relație directă cu Putin și spera foarte mult, investise enorm de mult în Fion. Fion a fost compromis de un scandal de corupție. Le Pen și Mélenchon. De data asta, Marine Le Pen, iată, se clasează în sondaj în momentul ăsta a doua și Mélenchon al treilea. Fion a ieșit din joc și va urma un tur al doilea, știm sigur. Acest tur al doilea va fi între Macron, care este președintele, nu uitați nicio clipă, rotativ al Uniunii Europene în momentul de față. Ăsta este unul din motivele pentru care face ceea ce face. Are această obligație, exact cum în 2008, în timpul agresiunii din Georgia, Sarkozy a făcut același lucru pentru că era exact în aceeași situație. Aș putea să mă întreb dacă nu cumva Putin alege exact momentele în care Franța se află la președinție. Pentru că momentele nu sunt alese întâmplător. Toate atacurile... Nimeni nu crede că Putin face lucruri întâmplătoare. Facem o foarte scurtă pauză, vorbim despre filiera rusă și modul în care Putin infiltrează alegerile din Franța și despre marea surpriză la care ne putem aștepta în urma acestor alegeri. Auzim pronosticul domnului profesor Pârvulescu. Rămânem împreună. Și dacă se va întâmpla, fața Europei se va schimba. Așa că aveți tot interesul să fiți cu ochii pe televizoare și pe canalele de știri, site-urile de știri în acest weekend. Pentru că, domnule Pârvulescu, erodarea dintre domnul Macron și doamna Marine Le Pen continuă, se strânge distanța și e foarte posibil ca după acest al doilea tur, în care lucrurile par clare, se vor califica cei doi, actualul președinte și Marine Le Pen, să asistăm poate chiar la o victorie a lui Marine Le Pen? Nu este imposibil. Și nici măcar strategii lui Macron nu neagă acest lucru. Nu este imposibil pentru că în Franța, după vestele galbene, s-a creat o reacție de ostilitate față de Macron, care este văzut ca președintele celor bogați, ori e criza economică și acolo, care este văzut ca un om lipsit de empatie pentru cei care sunt în suferință. Am văzut dezbateri în care candidata de extremă stângă, Nathalie Arthaud, care candidează pentru Trotski și
Franța, o țară exotică în care mai există troțchiști, îi conjura pe electorii săi, nu foarte mulți, 1,5%, mulți enorm pe când ne gândim la troțchism, să nu cumva să voteze în turul 2 cu Marine Le Pen. Deci stânga este tentată să-l pedepsească pe Macron. Este un risc real și asta ar fi un mare succes al lui Vladimir Putin. Încă un succes după victoria lui Vucic, după victoria lui Victor Orban. Victoria lui Vucic n-a fost o surpriză. Victoria lui Victor Orban n-a fost nici o mare surpriză. Surpriza ar putea să vină din Franța. Exact. Vă mulțumesc mult, domnule Pârvulescu, vă mulțumesc și dumneavoastră. Urmează Bună România de la ora 18. Noi ne revedem luni de la ora 16 la News Pass. Să aveți un weekend liniștit.